Mă jurasem că renunț la rap, dar nu mă pot opri din scris. Eu-s chiar nebun la cap, clar. Mi-am promis mie și v-am promis și vouă. Deci chemați o ambulanță și duceți-mă la 9. Dar dați-mi un nenorocită pic și niște hârtie, ca să aduc bucurie în secția de psihiatrie. La Zbârnaș umple peretele, la delay rețetele cu mii de versuri cu multiple sensuri ca versetele. La sclap și la trompetele arăt perfect defectele, momentele în care le fac portretele, că-s toți ca majoretele când vine dragopetele, schimbându-și principiile mai des ca șosetele. La microfon nu mă abțin, sunt absând, dar măcar acum vă toți puștii cât de slab sunt și încă nu pot fi cetin, rătăcind, fugind de deznădejde până la iluzie și revenind, trăind zilele fricii cu doar câteva indicii. De exemplu, iubirea presupune sacrificii. Iartă-mă că de când nu mă mai laud cu vicii, am luat-o pe câmpie cu religia, ca toți bunicii. Cu insultăm credința, golit de nepăsarea sub care ți ascunzi și suferința și frustrarea. Vorbim pentru cei doi fani ai tăi, să-mi strici numele pe care oricum nu dau doi bani. Hai băi, fii serios și punghește zdreanță, că singurul rău pe care mi-l poți face se numește greață. Religios sau nu, fine, cât timp credând bine, e clar că ai dușmani mai periculoși decât mine. Pot fi Ponta, Băsescu, Boc, Antonescu sau Iluminati, tati convenabil, însă practic vorbesc de mii de patim care fac dintr-un romantic ca și Gandhi un fanatic antipatic ca Ted Bundy. De la ultimul sărman până la președinte văd mândrie cât cuprinde, ne cuprinde pretutindeni, mă surprinde cum se întinde, mă deprindeți că depinde, simple cuvinte se exprim ce am în minte. Suntem urmăriți de satelit până și până galerii, până și până draperii, deci nu vorbi de caterii, sunt șucării pe rapării, ce jucării pe baterii, fură și de la pării și nu vă zic de pateric.